Bună, Sebastian! Vorbește-mi puțin despre începutul tău în lumea pokerului. Am început să joc poker din liceu, jucam cu niște prieteni și pe parcurs, mutându-mă la București, a devenit o pasiune pentru mine. Pentru că am început să joc multe turnee, să joc cash și am început să mă specializez mai mult pe turnee în momentul de față. Turneele online sau live? Online prefer să joc turnee cu mize mai mici, deoarece pot să fac multitabling. Și live prefer turneele mai mari, deoarece este altă atmosferă și, sincer, live te poți concentra mult mai bine decât online. Cum ai definit, tu fiind un jucător profesionist, spune-mi o definiție a pokerului. Definiția pokerului? Două cuvinte care îți vin prima dată în minte în momentul când auzi poker. Perseverență și răbdare. Cum ai ajuns de în emisiunea noastră? Vinerea asta am jucat pe 888, am luat locul 3 și am ajuns aici. A fost la 4-a oară când am încercat și am reușit până la urmă. Mereu urmăream emisiunea joi seara și îmi spuneam, eu vreau să fiu aici. Și ai ajuns? Și am ajuns aici. Dacă nu reușeam vinerea asta, încercam până la final. Și tot reușeam. Ți-ai făcut o strategie? Nu, strategia mea vine pe moment. În funcție de jucătorii de la masă, îmi creez strategia proprie.